Cristian Brancu te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Păi uite, pentru prima oară îmi dau seama că numele și sloganul pe care îl are emisiunea noastră este foarte interesant. Astăzi o să aflați totul din prima. Dar nu din prima TV, dar numai dintr-o parte din prima TV o să aflați chiar totul din prima, pentru că astăzi este ziua colegilor de la Cronica Cârcotașilor. La mulți ani, 21 de ani! Alții nu trăiesc decât 6 luni în televiziune, sau un an, sau 2, sau 3, sau 5. 21 de ani este o longevitate americană, aș spune, sau occidentală. O să vedem, pentru că vor fi aici. Pe de altă parte, avem niște copii bestiale astăzi. Hai să vedem titlurile. Natalia Gordienko este participanta Republicii Moldova la Eurovision Rotterdam 2021. Cântăreața are un băiețel de 3 ani pe care îl ia cu ea peste tot și o poveste de viață care bate filmul. Totul doar la Exclusiv VIP cu Cristi.
alături de noi. Bună ziua, bună ziua, bună ziua, bine ziua. Natalia, bine te revăd, te rog să-i loc. Natalia în formă, o să vedeți în formă și la Eurovision, nu? Da, ne pregătim intens. Ne pregătim. Trebuie să fim în formă, cum altfel? Dar cum va fi Eurovision? Adică veți fi la spectacol acolo? Va fi la Rotterdam, spre finală. Am primit acest scenariu ultimul și ultima variantă că se va desfășura acolo, doar că cu 3500 de oameni în sală. Și testare ca la Balamuc, probabil. Da, va fi foarte greu și psihologic și pentru noi, că ne ducem cam peste două săptămâni deja acolo. Succes. Și avem, mulțumim mult, 3 săptămâni de pregătiri și o stăm doar la hotel, sală, repetiție și ne întoarcem cum înapoi. Cum e Simona Halep? Hotel aia. Foarte frumos. Trebuie să știe lumea că l-am arătat pe băiețelul tău că tu ești o mamă extrem de implicată și extrem de îngrijită, adică tot timpul ești alături de tine, nu? Te ocupi de băiatul tău? Mă ocup eu, da, de băiatul meu. Într-adevăr, sunt foarte implicat în educația lui. Are 3 anișori, o cheamă Cristian. Mulțumesc mult. Îmi este foarte dor de el, de că acum sunt absentă și mâine, noaptea mă întorc acasă și cât mai repede vreau să cuprind. Și, da. Am o întrebare pentru tine, înainte să luăm publicitate. Crezi că felul în care ești tu ca mamă are legătură cu cum a fost legătura între tine și mama ta, care a plecat acum mai mulți ani de zile și știu că acel moment te-a marcat profund interior? Într-adevăr, noi am fost foarte mari prieteni cu mama mea și într-adevăr a plecat foarte devreme. Eu aveam 18 ani și... Dar nu cred că din cauza aceasta, eu sunt persoană, dacă fac la maximum să fie și vreau să, ca copilul meu să fie cel mai fericit, să aibă absolut tot, lucrez pentru asta foarte mult, chiar și prin exemplu meu, înțeleg că acum este o perioadă pentru noi amândoi, o perioadă grea, dar vreau să arăt fiului meu, prin exemplu meu, că... toate visurile se pot împlini, că visam să ajung la Eurovision cu proiectul solo de o perioadă lungă, că am fost în 2006 cu Arsenium, da. Invitată, dar ca voce feminină. Și de atunci, încă de 2006, a trecut 15 ani. Eu visam, vroiam să ajung cu proiectul meu solo și anul acesta s-a primit. Deci și ești vreau o persoană foarte ambițioasă și când îți propui ceva... Sunt săgetător, sunt foc și sunt foarte activă și știu că dacă lucrezi mult, dacă faci tot cum posibil ca să îndeplinești visul, se întâmplă și vreau ca Cristianul meu să înțelege acest... Ce-i povestești lui Cristian despre mama ta? Despre mama mea? Da. Despre mama mea, el știe cum arată, da. El știe cum o cheamă și știe că... Povești despre ea știe? Povești? Da. Despre mama mea? Da. Nu prea mult vorbim despre mama mea, deoarece pentru mine este un moment foarte greu și, sincer... Încă ți-e greu să treci peste momentul ăla? A trecut o perioadă foarte lungă, dar nu poți să treci prin asta, niciodată nu o să treci. Doar că faci... De exemplu, eu înțeleg, dacă luăm de pe altă parte, că emoțiile și toate, tot ce e legat de mamă, am închis în cutiuță și e undeva foarte adânc în sufletul meu. Când îmi este greu, eu deschid pozele ei la laptop, dar încep să plâng și știu că seara gata, va fi pierdută și o să plâng toată noapte și seara. Dar și din cauza aceasta nu prea des vorbesc despre ea, că îmi este greu. Dar... Ea este cu siguranță o eroină a vieții tale. Știu că ea este sus, ea ne vede și este un înger păzitor. Și la început, oricum, în așa momente când se întâmplă noi toți, de ce? De ce anume cu mine? De ce anume acum? Am zis că la un moment dat ți-ai pierdut și încrederea și în divinitate, da, în Dumnezeu. Da, eu într-o zi, într-o noapte, de mic copil am devenit deja mare fată și am rămas eu responsabilă de bunici. Și e greu, dar înțeleg că totul ce se întâmplă în viață înseamnă că era pentru ceva. Poate nu deveneam și nu eram atât de prin viață muncitoare, nu știu,
Toate se întâmplă cu un scop, asta vrei să spui. Da, da. Și noi avem acum un scop clar, avem publicitate, după care vedem piesa frumoasă și mai vorbim cu, cu Natalia Gordianco. Stați cu noi! I can't explain it, but there's something going on. A crazy energy inside of me. First just a tingle, then it turned into a burn. Like fire in my blood. And I hear my body talk, talk, talk. A taste is all. Succes, Natalia Gordianco, la Eurovision, superbă piesă și foarte colorată, așa. Felicitări, doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Să vedem totuși la Hai cu fetele ce se întâmplă. Ioana a fugit acolo către studio. Ia să vedem ce aflăm de la fetele noastre. Să vedem ce vorbim noi acolo cu Maria Iordănescu. Nu, ea este. Hai să auzim. Cristi, mulțumim, o să ne invidieze astăzi, dar stai cu ochii pe noi pentru că avem invitat o fată foarte frumoasă. Este vorba de Maria Iordănescu, fica lui Angel Iordănescu. Bine ai venit, mamă, o să discutăm despre multe subiecte. Vrei să vorbești despre fotbaliști, recunoaște. Da, da, fotbal, da. Fotbaliști, meciuri importante, cariera ei în televiziune, exact. Și o provocare. Maria, ești pregătită? Sunt pregătită. Sper doar să nu dau cu stângul în dreptul, cum se spune la fotbal. Rămâneți cu noi. Ne vedem imediat de la ora 17 pe Prima TV la Hai cu fetele. Da, doamnelor și domnilor, a fost o zi când maestrul Angel Iordănescu a venit așa cu fata de braț și m-a întrebat ce părere ai și am spus că fata e foarte bine și are un viitor în televiziune. Vă mulțumesc foarte mult, mâine avem alte surprize pentru voi. A fost o zi glorioasă, sunt convins că mâine va fi la fel. La mulți ani colegilor, dumneavoastră trebuie neapărat să rămâneți pe Prima TV în fiecare zi, nu numai de la 3 la 5. Și evident, nu uitați că la 12 noapte, cei care ne văd la 24 zicem că este nebun, la 12 noapte, reluare în mod democratic, ca să vedeți încă o dată și să ne intre bine în cap. Toate bune, ne vedem mâine de la ora 15, negreșit! Toate bune!